Programul Rabla va demara în cel mult 2 săptămâni, a declarat ministrul mediului Rovana Plumb. Ca element de noutate, etichetul valoric, care va fi acordat pentru casarea unei mașini, va echivala cu suma de 1.500 de euro. Totodată, pentru achiziționarea unui autoturism nou, veți putea folosi un singur voucher și nu 3 ca în anii anteriori. Noile condiții de derulare a programului Rabla vor fi publicate pe site-ul Ministerului Mediului în data de 15 aprilie, iar demararea efectivă a acestuia va fi posibilă la 1 săptămână după primirea propunerilor. Avem de gând să facem modificări, cu siguranță va fi posibilă înstrăinare a tichetului, pentru că sunt foarte mulți cetățeni care nu au posibilitatea ca să-și cumpere un autoturism numai în baza tichetului. Cât privește bugetul programului din acest an, Rovana Plumb a declarat că este aproximativ egal, dar nu mai mare decât cel de anul trecut. Aceasta a adăugat că în același timp se ia în considerare și restituirea unor sume importante de bani cetățenilor care au achitat o taxă auto mai mare decât cea în vigoare. Ceea ce comunicăm în momentul de față și ceea ce știm precis și asigurăm cetățenii și pe toți actorii implicați este că tichetul sau voucherul va avea valoarea de 1.500 de euro, respectiv 6.500 de lei. În plus, ministrul a subliniat faptul că numărul de vouchere care va fi pus pe piață este în analiză.